O explozie a avut loc joi seara la Mănăstirea Sfântului Gheorghe de lângă Tichilești, într-o anexă a lăcașului de cult. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj zmurd. Explozia a avut loc din cauza acumulărilor de gaze de la butelie. Mănăstirea se afla la aproximativ 50 de metri de această anexă și nu a fost afectată. În urma exploziei au fost transportați la Spitalul Județean două victime, bărbați. Cei doi bărbați, un preot și un călugăr au suferit mai multe răni și arsuri și au fost transportați de urgență la spital unde s-a decis intubarea lor. mai târziu a sunat din nou alarma. 30 de persoane, printre care și 3 copii, au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din oraș. De la locul solicitării au fost transportate la Spitalul Județean Constanța trei victime conștiente cooperante. Cauza incendiului este o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată.